Salut prieteni, cu voi Biul Alexandru și echipa Prof-Montaj și în video de astăzi vom vorbi despre elementul dat. Ce e asta, unde se folosește, care sunt plusurile lui și minusurile. Mergem! Profilul dat este unul din multe altele profile solbante care se folosesc la montajul tâmplărilor. Poziționarea lui are loc sub geam. Deci avem profilul și pe deasupra profilului se poziționează geamul. Toate lucrările de îmbinare a profilului și a geamului au loc la producere în cel mai des cazuri. Unele cazuri el se montează la șantier. Cine e în sfera de ferestre, cred că înțelege din start că profilul dat el este gros, el este termoizolat, este un profil foarte bun. Dacă vom vorbi despre analogia lui, sunt o grămadă de tipuri de profil care sunt și mai înguste, cu găuri, cu multe prostii. Profilul solbant poate aduce la o problemă foarte enormă și în cel mai des cazuri prima greșeală sau prima reacție adversă a tâmplăriei se vede anume în partea de jos. Din care motiv? Din motivul dat că noi, partea stângă, partea dreaptă a geamului, partea de sus, noi avem o grosime a tâmplăriei de 70, de 80, de 90 de milimetri, acum sunt și de 120, dar partea de jos, marea majoritate a tâmplarilor sau marea majoritate a montatorilor o ignoră și ori folosesc profilul solbant, ori nu-l folosesc, dar dacă folosesc un profil care rezistența termică a lui este foarte slabă. Dacă noi vorbim despre casele energoeficiente, A1+, A2+, casele pasive și tot ce e legat, e obligatoriu de folosit așa profil. Din care motiv? Rezistența termică a lui este foarte mare, da? Una la mână. Și cât de cât ajungem la grosimea șovului de montaj de 70. Dar tot, dacă să analizăm, noi avem 70, în cazul dat noi avem 90 sau avem 80 și aici avem 50 grosimea lui. Pentru a mări rezistența termică a lui se folosește alubând folia, care am vorbit în video-ul recent, care își refractă radiația, ea lucrează și ca un ajutor a măririi rezistenței termice și ca element de hidroizolare. Asta, profilul dat, noi îl folosim la tâmplării. În compania Prof-Montaj, practic 99 din tâmplării care ies de la producere de la noi sau care se montează cu profilul dat. În părțile de jos a vitralelor, unde avem vitralii din pod până în podea, se folosește așa profil de montaj sau se folosește un element adăugător. După cum am spus, la geamuri avem profilul solbant încălzit despre care am vorbit. La geamurile sau ieșirile la terasă, geamurile panoramice, se folosește ea ca așa un element adăugător. În marea majoritate a cazurilor, geamurile date se montează pe cărămiți sau pe bucăți de lemn și locul dat rămâne gol. Este o greșeală foarte mare. Din care motiv? Dați să începem de la asta. Noi avem planșeul din casă care este rece, planșeul de afară care este rece, el se transmite în casă. Deci, frigul de aici o să numerească în casă. Cum ați văzut sau cum ați simțit ori acasă, ori în ospiție, ori în altă parte, locul de lângă ușă tot timpul este rece și se primește când intri în casă, trebuie să încalți ciupici, ori trebuie să intri încalțat în casă. Pentru ca să delimităm frigul de afară cu caldul din casă, să întretăiem izoterma, cum zic unii, se folosește profilul adăugător. Dirigintele de șantier sau răspunzătorul de șantier trebuie să dea cota 0. Deci, dacă în cazul nostru, cota 0 este aici de unde se începe culoarea asta stejarului întunecat. Aici să fie varianta finală a podelei pe exterior, la fel și pe interior. Aici va fi pus polisterol, după polisterolul dat se va turna șapa și teracota care se va finisa, ea își va lua finalul, deci ea ca aici. Polistirolul care va fi deasupra, el va delimita planșeu, nu va da voie frigului de afară să se mute la planșeu și planșeul își va menține o temperatură oarecare. Fix la asta va fi pe exterior, deci noi delimităm frigul de afară cu caldul din casă. Este foarte important la fel să țineți cont de un fapt. Podeaua nu trebuie să crească până la nivelul dat. Ea poate să crească la nivelul dat doar în cazul când dumneavoastră aveți sistem de drenajare lângă ușă. De ce? Pe profil în perioada iernii se face o reacție de condens și condensul dat trebuie undeva să se scurgă. De asta se fac și găurile astea de drenaj. Apa, prin găurile de drenaj, se scurge în afară. Având podeaua poziționată aici, deci veți putea vedea cum apa o să scurgă încoa. Crescând podeaua până la nivelul dat, atunci apa din drenaj nu are unde să scurge. Și ea o să scurgă la voi între șapă și între ușă. Asta este foarte rău. Pe parcurs pot apărea ciuperci care o să aducă la mucegai și la tot ce e legat de asta. Deci trebuie să luăm în considerație. Podeaua merge până sub toc. Dacă noi vrem să creștem deasupra tocului, trebuie din start să preconizăm cum va fi drenajul geamului. Pe partea interioară este un pic altfel. Dacă noi atragem atenție, aici, de sub, noi avem o găurică. Pentru ce se lasă găurica asta? Podeaua este un element care joacă, da? Și gaura dată este o gaură de compensare. Deci, podeaua, dacă se va delata, ea are unde se delata, ea are unde se joace. Da, se poate nu de lăsat gaura dată, da? Se poate devenit până în întâmplărie. Doar că în cazul dat va trebui de tăiat parchetul, scândura, laminatul, indiferent ce nu va fi, și depus un cornier, ce un pic arată nu chiar frumos. Și dacă luând din start, știind cotele unde va fi, se poate de făcut cum am făcut noi la șantierul dat. La fel, podeaua nu poate crește până aici sus, din cauza că noi avem cercevea. Cerceveaua se urcă 8 mm pe toc și plus încă grosimea ei. Deci, maximum ce putem, se poate de ridicat podeaua, asta sunt 2 cm pe înălțimea tocului. Sunt praguri din aluminiu înguste care se folosesc la ieșirile la terasă sau la ușile de intrare. Numai că pragurile date tot au și plusuri și minusuri, dar despre ele vom vorbi în alt video. După cum și am zis, profilul dat este un profil foarte bun, la fel ca și profilul de jos, care e adăugător, numai că, cum am zis, el are 100 de plusuri, are doar un minus. Ca și orice lucru bun, el costă nu ieftin, să zic așa. Dacă un profil Solbanc obișnuit, costul lui ar fi echivalent la 1,5 euro, 2 per metru linear, costul de achiziție a profilului dat este în jur la 7 euro. Și, deci, făcând o tâmplărie de calitate, trebuie să înțelegeți că costul tâmplăriei se va mări chiar pur și simplu de la profilul dat, ne vorbim de restul elemente. Deci, astăzi am vorbit despre profilul Solbanc. Sper informația dată să vă fi de folos. Dacă apar careva întrebări, nu uitați să le lăsați în comentarii. Sper că v-a fost interesant. Pe curând. Pa, pa!